Biblioteca Județeană Ovidensu și Anu Hunedoara Deva, cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara și în parteneriat cu editura Emia din Deva, a organizat o întâlnire emoționantă, mult așteptată, de celebrare a Zilei Limbii Române. Ziua de 31 august a devenit în anul 2013, prin lege, Ziua Limbii Române. De ce a fost nevoie ca limba noastră să aibă o zi specială? Ca să existe un prilej în plus de a ne exprima dragostea, respectul și grija față de comoara ascunsă în fiecare slovă a limbii noastre strămoșești. Iar expunerea de motive a legii mai sus amintite subliniază importanța limbii noastre, spunând că ea trebuie apărată de tendințele actuale către globalizare, deoarece limba română reprezintă fundamentul identității naționale, un punct deosebit de important pentru consolidarea unei societăți puternice și unite. Sigur, dragostea și grija față de limba noastră nu trebuie manifestate doar într-o singură zi. Avem datoria față de înaintașii noștri ca zi de zi să îngrijim, ca pe un șirac de piatră rară, cum atât de frumos spunea poetul Alexei Mateevici, limba curată și armonioasă pe care aceștia, cei care cu sudor sfințit au țara, ne-au lăsat-o nu de puține ori cu sacrificii și suferințe. Limba română este muzica poetului. Este, dacă ar fi să spun, este copilăria, este prima poezie spusă de un copil, este sufletul nostru așezat în cântec, pentru că fiecare vers este un cântec atunci când îl spunem în limba română. Eu am scris în franceză, dar n-am simțit muzicalitatea pe care am simțit-o atunci când am rostit un poem, o poezie în limba română. E dulce limba română? Ar fi mai dulce dacă n-ar fi mult stricător de limbă română. Și acum este un prilej în care limba română se mai poate fi salvată un strop. Prin ce vor spune cei care sunt aici de față, și cred că în sinceritatea acestei iubiri, care ar trebui să fie veșnică, dar din păcate e tot mai mărunțită și ajunge în gurile puțin școlate, puțin trecute prin gramatica limbii române și puțin cititori de limbă și literatură română și universală. E limba ființei mele. Ce poate fi mai drag decât limba mamei pe care am auzit-o din pântec? Apoi am auzit-o în realitate și limba în care am învățat, limba cu care conversez zi de zi, limba fraților mei români. Să ne trăiască și să o iubim mereu și să avem grijă de ea, să o păstrăm într-un limbaj cât mai literar. În vremurile de azi, vremuri deloc ușoare, limba română este supusă unui asalt nemilos, izvorât din ignoranță și din lipsă de respect. Un asalt care inundă vocabularul cu termeni preluați fără măsură din engleză și folosiți până la saturație. Dar limba română va putea să depășească acest impas și își va păstra mereu unealterate frumusețea, bogăția și armonia.